Un videoclip recent de pe internet arată evrei din orașul vechi al Ierusalimului scuipând către un grup de creștini care poartă o cruce prin oraș. Videoclipul a adus condamnări pe scară largă din partea numeroaselor personalități publice din Israel. Rabinul șef al Israelului, rabinul David Lau, a condamnat ferm gestul, spunând, cităm, în timpul Sukkot, noi ne-am rugat pentru pacea națiunilor lumii. Noi vom continua să ne rugăm pentru binecuvântarea lor și să onorăm toate națiunile care vin aici să cinstească cetatea sfântă a Ierusalimului. Condamn cu tărie jignirea oricărei persoane și oricărui lider religios. Aceste fapte greșite, cu siguranță, nu au nicio legătură cu legea evreiască. Este unul dintre multele incidente de violență în jurul locurilor sfinte creștine din Ierusalim, care s-au înmulțit și au devenit practic o experiență normală. Din noiembrie anul trecut, camerele de supraveghere au filmat zeci de cazuri, inclusiv scuipat, înjurături, violență fizică, împotriva creștinilor comise de evrei ultranaționaliști și ultraortodoxi. Și alte incidente au fost raportate, precum vandalizarea unor cimitire și perturbarea ceremoniilor religioase creștine. Ministrul cultelor din Israel, Michael Malkinelli, a declarat: condamn ferm fenomenul scuipatului către creștinii din Ierusalim. Aceasta nu este calea Torei și nu există niciun rabin autentic care să susțină și să legitimeze un astfel de comportament necuvincios. Teroriștii din fâșia Gaza, condusă de Hamas, au lansat marți o salvă de rachete spre Marea Mediterană. Deși rachetele nu au traversat teritoriul israelian, lansarea lor a declanșat o alertă a sistemului de apărare al armatei israeliene. Purtătorul de cuvânt al armatei nu a precizat care grup terorist a tras rachetele sau dacă acest act face parte dintr-o activitate mai largă. Deși joia trecută autoritățile israeliene, în semn de bunăvoință, au redeschis singura trecere de pietoni a țării cu Gaza pentru a permite lucrătorilor palestinieni să revină la locurile lor de muncă din Israel, Hamas a continuat să organizeze revolte violente de-a lungul gardului cu Israelul. Revoltele și baloanele incendiare sunt considerate de presa arabă a fi o formă de presiune a Hamasului asupra Qatarului. Liderii de la Doha au notificat Hamas la mijlocul lunii septembrie că nu intenționează să-și reînnoiască pachetul lunar de ajutor de 30 de milioane de dolari. Totul este despre bani, nu despre cauza palestiniană. Fără bani, Hamas este disperat și încearcă să atragă atenția și să șantajeze că va provoca un nou război dacă nu primesc bani. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Nasser Kanaani, a respins luni cel mai recent raport al guvernului american privind programul nuclear al Iranului, după cum a informat presa iraniană de stat. Raportul, denumit Strategia 2023 a Departamentului de Apărare al SUA pentru contracararea armelor de distrugere în masă, a stabilit că Iranul nu urmărește să obțină arme nucleare în acest moment, dar are infrastructura necesară pentru a produce o armă nucleară în mai puțin de două săptămâni. Kanaani a subliniat că Iranul a anunțat în mod repetat că armele nucleare nu au loc în doctrina sa militară și de apărare, iar țara sa se opune oricărei utilizări a unor astfel de arme și la fel se opune și utilizării de arme chimice. Iranul a provocat recent un scandal în rândul națiunilor occidentale după ce a decis să interzică mai multor inspectori ai Agenției Internaționale pentru Energia Atomică să intre în Iran. Purtătorul de cuvânt iranian nu a reușit să explice de ce Iranul are stocuri de uraniu îmbogățit la puritate atât de ridicată dacă nu dorește să obțină arme nucleare. Dacă programul iranian este exclusiv civil, atunci transparența ar trebui să fie maximă. Comunitatea evanghelică, împreună cu cea romano-catolică din Costa Rica, o țară din America Centrală cu 5 milioane de locuitori, a organizat un marș pe 30 septembrie sub deviza Copiii noștri sunt sacri. Marșul a fost declarat de către guvernul Costa Rica acțiune de interes public. Potrivit Centrului Internațional pentru Copiii Dispăruți și Exploatați, peste 1,8 milioane de copii sunt victime ale exploatării sexuale la nivel mondial. Manifestanții, care au umplut bulevardul Paseo Colón din centrul capitalei San Jose, au fost rugați să poarte alb ca simbol al inocenței. Pentru Jorge Gomez, fostul președinte al Alianței Evanghelice din Costa Rica, ideea marșului a fost să apere drepturile copiilor, inclusiv ai celor nenăscuți, dar în același timp să denunțe public abuzurile sexuale, ideologice și indoctrinare la o vârstă fragedă, spunând că această combinație de factori a împânzit întreg continentul latinoamerican.
În prezent, între 250.000 și 800.000 de copii din El Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua au ajuns de-a lungul graniței dintre Statele Unite ale Americii și Mexic ca migranți ilegali, ceea ce face dificilă estimarea numărului exact care pot fi traficați.